Slăvit să fie Domnul! Vreau să vă invit să vă ridicați în picioare. Vom citi Cuvântul lui Dumnezeu din Efeseni, capitolul 6. O să citim câteva versete de acolo și apoi din Proverbe 22:6. Cuvântul lui Dumnezeu spune astfel: Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință, ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. Amin. Și Proverbe 22:6 spune cuvântul lui Dumnezeu în felul următor: Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Aș vrea să spun întotdeauna când se citește cuvântul lui Dumnezeu și când se predică cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu are puterea de a transforma vieți. Duhul lui Dumnezeu este acela care dă viață, este acela care lucrează în inimă, în lăuntrul fiecarei persoane care ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Deci cuvântul are puterea de transformare. Cuvântul, sau prin cuvânt, noi primim mântuirea în dar. Prin cuvântul acesta, noi primim iertarea. Prin cuvântul acesta, noi primim vindecarea. Prin cuvântul acesta al Scripturii, care este predicat, care este rostit de predicator, el aduce viață. Și întotdeauna când noi ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu sau cuvântul pretinde ascultare. Nu o pretinde predicatorul, nu o pretinde slujitorul, nu este pretenția noastră, este pretenția lui Dumnezeu, pentru că este benefic pentru fiecare suflet. În seara aceasta suntem la actul acesta al binecuvântării și Dumnezeu vorbește începând de la copii. Dumnezeu se adresează în mod direct copiilor, deci oricărui copil din locul acesta îi convine să asculte cuvântul lui Dumnezeu, pentru că în el este binecuvântare. Și suntem la acest timp în care vorbim despre binecuvântare, se vorbește foarte mult despre binecuvântare, în mod special în lumea în care trăim acum. Chiar se vorbește mult despre binecuvântare și oamenii sunt interesați de binecuvântare, pe oamenii interesează să se vorbească despre binecuvântare. Dar, în mod real, gustăm în realitate binecuvântarea sau nu? Pentru că lucrul acesta este important în viața noastră, să înțelegem ce este cu adevărat binecuvântarea pentru noi. Pentru că, dacă ar fi să privim în jurul nostru în mod real, dar cu o analiză serioasă, când privim în jurul nostru la ceea ce se întâmplă în realitate, în familiile noastre, la ce se întâmplă în general în bisericile noastre, la ce se întâmplă în general în rândul tinerilor, la ce se întâmplă în general în familie, relația dintre părinți și copii, e nevoie de binecuvântarea lui Dumnezeu. E nevoie de binecuvântarea lui Dumnezeu. Dumnezeu în seara aceasta ne deschide cuvântul acesta și aș vrea să învățăm încă o dată, pentru că avem nevoie de binecuvântarea lui Dumnezeu reală. Pentru că pentru unii binecuvântarea lui Dumnezeu înseamnă să ai mult, ce știu, să fii bogat, să ai un cont serios, să ai o casă cât mai mare, cât mai frumoasă, să îți meargă bine în toate domeniile acestea pământești. Dar Scriptura, din ceea ce am citit în seara aceasta, nu are nimic de a face cu așa ceva. Binecuvântarea din partea lui Dumnezeu sau ceea ce Dumnezeu dăruiește, Dumnezeu vrea să ne învețe în seara aceasta despre principiile Bibliei cu privire la binecuvântare și ele sunt exacte, exact cum e matematica. Ele sunt exacte, exact cum este matematica. Exact cum 1 plus 1 fac 2, tot așa în Biblie binecuvântarea înseamnă cinstești pe tata și pe mama, vei fi binecuvântat.
Ești o persoană care faci lucrurile acestea, care împlinești în relația asta față de tata și mama, față de cei care sunt copii ai lui Dumnezeu, vei fi binecuvântat și vei fi o binecuvântare la rândul tău. Aș vrea în seara aceasta să mă adresez și în mod special pentru că știu un lucru, în locul acesta sunt mulți tineri. Și acești tineri care sunt aici în seara aceasta și nu numai care sunt aici, cei care ascultă, au nevoie de cuvântul lui Dumnezeu care să le trezească mintea sănătoasă. Au nevoie de adevărata înțelepciune ca să înțeleagă cuvântul care le poate aduce cu adevărat binecuvântare în viață. Omul lui Dumnezeu, Solomon, vorbește despre un lucru, este foarte interesant aspectul acesta. Învață pe copil, învață-l pe copil, atunci când el este copil și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Adică învățătura pe care noi o dăm acum, ceea ce noi predicăm la amvon, ceea ce noi învățăm acasă, va avea rezultate în timp. De aceea când privești în viitor, privește cu nădejde, privește cu credință, privește cu acea nădejde că într-o zi ceea ce tu rostești cu gura ta și ceea ce tu semeni cu viața ta, nu numai cu vorba, va aduce rezultate. Ce înseamnă a fi binecuvântat? A fi binecuvântat cinstind părinții. Apostolul Pavel vorbește despre lucrul acesta și în cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelii vorbește despre această cinste profanată. În Israel, un copil care nu își cinstea părinții era pedepsit cu moartea. Era pedepsit. Și gândiți-vă cât de grav era lucrul acesta când un copil își necinstea părinții, își jignea părinții, făcea lucruri care aduceau întristare părinților. Lucrul acesta era pedepsit. Și era pedepsit imediat, nu după o perioadă mai îndelungată. Era pedepsit. De aceea, încălcarea acestei porunci era o pedeapsă foarte drastică, era o pedeapsă serioasă, nu era o glumă, era o chestiune de viață și moarte. Deci a cinsti părinții. De aceea, în momentul în care noi privim la lucrul acesta, ne gândim la faptul acesta că lucrul acesta este un lucru foarte serios pentru noi. Trăim în această perioadă în care noi ne dorim foarte mult ca relațiile acestea între părinți și copii să fie așa cum vrea Dumnezeu, dar nu numai pentru de dragul de a fi așa, ci pentru că noi vrem ca acești copii, acești tineri care sunt aici, care îi avem în familiile noastre, să poată să fie mântuiți, să poată să aibă o viață binecuvântată, să poată să aibă o viață curată înaintea lui Dumnezeu. Ce înseamnă a cinsti părinții? Pentru că vorbim despre locul acesta. A cinsti părinții înseamnă a privi la ei cu respect. Este adevărat faptul acesta că în momentul în care tata cu mama te mustră, îți spune nu-i bine ce faci, devii recalcitrant față de tata și mama, devii recalcitrant față de ceea ce ei îți spun, pentru că lucrurile care ei te învață sunt lucruri bune. În momentul în care tu privești în mod continuu la tata și la mama cu respect, și atunci când noi vorbim de respect, este acel respect sau a privi cu acea dragoste sau acel mod de a câștiga inima mamei sau inima tatălui. Eu privesc la el cu respect, dar când privesc la el cu respect, eu vreau ca să îi câștig inima lui tata și lui mamă și a mamei. Este vorba de o dragoste din asta curtenitoare, adică exact ca și cum m-aș linguși pe lângă tata și pe lângă mama, exact ca și cum m-aș linguși față de o persoană, tinerii știu mai bine lucrul acesta, când vrea să câștige inima unei fete sau o fată vrea să câștige inima unui băiat, îi stă tot timpul în
în apropiere. Exact același mod trebuie să fie între copil și părinte. Adică trebuie să ai întotdeauna tentația asta de a câștiga, de a câștiga favoarea părintelui. A-l cinsti întotdeauna. A vorbi de bine pe tata și pe mama. Eu știu lucrul acesta că sunt tineri în locul acesta care în anturajul lor de tineri vorbesc rău pe tata și pe mama. Tata și cu mama e așa, tata și cu mama e așa, nu-mi face aia, nu-mi face cealaltă. Și există întotdeauna în inima tinerilor tentația asta de a fi nemulțumiți față de părinți. De a-și arăta dezgustul lor față de părinți. Și lucrul acesta este un lucru care aduce blestemul asupra persoanei. Aduce pedeapsa asupra persoanei, pedeapsa lui Dumnezeu. De asta, în seara asta, vreau să te întreb, iubit tânăr, iubit adolescent, ce vorbești cu alții despre tata și mama ta? Este foarte important lucrul acesta. Ce vorbești cu ei despre părinții tăi? Cine este pentru tine tata și mama? Este doar ăla care îți aduce toate cele necesare pentru ca tu să ai o viață frumoasă, o viață binecuvântată? Sau este eroul tău? Sau persoana care ți-a dat viață și care te iubește cu o iubire deosebită? De aceea, în seara aceasta, vreau să învățăm faptul acesta că cinstea este răsplătită de Dumnezeu. Deci nu numai faptul că e un lucru frumos ca să vorbești despre tata și mama, să îl cinstești, să vorbești public despre tatăl tău și despre mama ta, să ai în cultura ta aspectul acesta, să vorbești despre ei cu plăcere, chiar dacă de multe ori nu-ți place dacă te pedepsesc, dar te pedepsesc pentru binele tău. Cinstea este răsplătită de Dumnezeu. Și este răsplătită prin faptul că, în primul rând, vei fi sănătos. Vei fi sănătos. Vei avea o minte sănătoasă, vei avea un trup sănătos, dar nu numai atât. Vei trăi multă vreme pe pământ dacă îl vei cinsti pe tata și pe mama. Și asta le primești din partea lui Dumnezeu. Gândește-te la faptul acesta că în momentul în care tu, din propria ta inițiativă, vrei ca să îl cinstești pe tata și pe mama, când tu iei decizia asta, eu vreau ca să tata și cu mama să fie bucuroși de mine, să poată să vorbească înaintea lui Dumnezeu, să se poată ruga pentru mine cu o inimă deschisă, să poată să mă binecuvinteze fără nicio reținere, să fie asta inițiativa ta. Gândește-te la faptul acesta că în momentul în care tu ai hotărârea aceasta în inimă și decizia aceasta de a face lucrul acesta, Dumnezeu îți va răsplăti, dar nu numai atât, vei câștiga o relație deosebită. Și vreau să-ți mai spun încă un lucru. Știi care este prietenul tău cel mai bun aici pe pământ? Prietenul tău cel mai bun pe pământul acesta este tatăl tău și mama ta. Spuneam în unele ocazii despre aspectul acesta, noi avem prieteni în viață și cei care sunt mai în vârstă pot să confirme lucrul acesta. Cât timp trăim pe pământul acesta, noi avem o serie de prieteni care ne-i facem și cu ei mergem o anumită perioadă din viață. Îi lăsăm pe acei prieteni din diferite conjuncturi care se întâmplă în viața noastră și intră alții în viața noastră. Dar prietenul care rămâne întotdeauna prieten, acela va fi tata și cu mama, sau, dacă vom avea copii sănătoși din punct de vedere spiritual, vor rămâne și ei. Una dintre dorințele care le-am avut în viață cel mai mult a fost aspectul acesta. Eu raportul pe care vreau ca să îl am cu copiii mei este acesta. Vreau să am un raport. Este adevărat că este primordial aspectul acesta părinte și copil, dar vreau să fie raportul acela în care să fie prietenia în care să pot vorbi absolut orice.
indiferent ce subiect ar fi de discuție între noi, să nu fie niciodată ascunzișuri. Și în momentul în care noi, ca și părinți, creiem această relație de prietenie, câștigăm amândoi, și tatăl și copilul, câștigăm încrederea. De aceea, în seara aceasta, Dumnezeu vrea să ne spună aspectul acesta: a fi binecuvântat, în primul și în primul rând, este cinstind părinții. În primul rând lucrul acesta. În al doilea rând, a fi binecuvântat înseamnă a avea principii. Nu poți ca să fii binecuvântat de Dumnezeu fără ca să ai principii. Principiile sunt lucrurile cele mai importante din viața omului. Și atunci când vorbim de principii, în primul rând ca și tată spiritual, Dumnezeu nouă ne-a dat copii și fiecare dintre noi care suntem părinți, suntem copii în primul rând din punct de vedere firesc, apoi suntem tați spirituali. Dumnezeu vrea să ne spună că a fi binecuvântat înseamnă a avea principii. Și primul principiu pe care trebuie să îl arătăm este principiul iubirii. Principiul iubirii. Dragostea joacă rolul cel mai important în relații. În momentul în care noi vrem ca să avem relație cu cineva, primul lucru care intră în joc este iubirea. Cum ne manifestăm iubirea noastră. Nu sunt regulile acestea, fă așa pentru că așa îți spun eu. Nu. Primul principiu este iubirea. Și cu iubire noi câștigăm această legătură. Când Hristos a venit în lumea noastră, El a venit cu principiul acesta, a venit din iubire față de noi. Și El și-a arătat iubirea aceasta. Apoi un alt principiu este principiul responsabilității. Fiecare dintre noi suntem responsabili înaintea lui Dumnezeu. Absolut fiecare dintre noi. Noi, în momentul în care creștem mari, cu cât creștem mai mult, noi suntem mai responsabili. Nimeni nu este dus într-un tribunal până nu ajunge la vârsta majoră. În momentul în care o persoană ajunge la vârsta majoratului, de acolo ea este responsabilă în fața statului, în fața legii. Și așa mai departe, el devine responsabil. Apoi se căsătorește și este responsabil în familia lui, de soția lui și apoi este responsabil de copii, dacă Dumnezeu îi dă copii. Și este responsabil în societatea în care se află și în biserica în care se află. Și încetul cu încetul vine lucrul acesta, principiul acesta al responsabilității. Aș vrea să înțelegem în seara aceasta că a fi binecuvântat înseamnă avea principiul acesta al responsabilității. Noi suntem înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu ne-a încredințat persoane care să le influențăm. În contextul nostru mic, Dumnezeu ne-a dat aceste responsabilități. Dar nu numai principiul responsabilității. Și de ce spun aspectul acesta a responsabilității? Spun aspectul responsabilității pentru că sunt părinți care trăiesc exact ca și cum nu ar avea copii. Nu interesează de educația copiilor, nu interesează de faptul asta că ei într-o zi vor da socoteală înaintea lui Dumnezeu cum își educă copiii. Nu interesează lucrul acesta. Nu interesează cum vorbesc copiilor la școală sau la biserică. Nu interesează cum se comportă în societate. Nu interesează. Noi, poporul român, am devenit în mod atât de vădit faptul acesta că pur și simplu, nu știu dacă în Europa mai este un popor care să își abandoneze copiii, cum ne abandonăm noi copiii, mă refer românii, care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Și aș vrea în seara aceasta să înțelegem că e ceva care se ascunde în spatele acestei iresponsabilități. Aș vrea ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, să înțelegem că noi trebuie să înțelegem faptul acesta, că trebuie să ne asumăm responsabilitatea din toate punctele de vedere. Un alt principiu este principiul rugăciunii. Știm că binecuvântarea curge din partea lui Dumnezeu prin rugăciune. Aspectul rugăciunii este unul dintre lucrurile foarte importante. Vorbeam cu cineva în săptămânile acestea care au trecut și noi, penticostalii, știm ceva despre rugăciune, dar la ora actuală noi am devenit un pic mai mult din ăștia palavragii de rugăciune, dar nu ne rugăm. Noi trebuie să
Trebuie să avem principiul rugăciunii, trebuie să avem cultura de rugăciune. Adică noi trebuie să ne rugăm, noi trebuie să avem lucruri clare pentru care să ne rugăm și să le cerem lucrurile respective până când Dumnezeu lucrează la rugăciunea noastră. Amin? Noi trebuie să, pur și simplu, să luptăm pentru lucrul acesta ca noi să avem principiul acesta al rugăciunii. Sunt oameni care cred că binecuvântarea curge așa din partea lui Dumnezeu, exact ca și cum noi merităm lucrul respectiv. Exact ca și cum Dumnezeu este obligat ca să ne dea binecuvântarea, dar nu e așa. Noi trebuie să avem principiul acesta al rugăciunii. Și lucrul acesta Dumnezeu ne-l arată în Sfânta Scriptură de atâtea ori, că întotdeauna binecuvântarea curge și prin acest principiu al rugăciunii. De asta noi în seara asta la binecuvântare ne rugăm lui Dumnezeu. Tata cu mama trebuie să se roage pentru binecuvântare. Copilul trebuie să învețe să se roage pentru binecuvântare. Rugăciunea trebuie să fie parte integrantă din viața noastră cu Dumnezeu. Și sunt oameni care nu se roagă, sunt oameni care vin la biserică și nu se roagă. Nu e un lucru plăcut să spui lucrul ăsta de la amvon. Pentru oamenii care nu se roagă, lucrul acesta este jignitor. Pe mine nu mă interesează că cineva se supără că spun lucrurile astea. Dar eu vreau ca Dumnezeu să ne învețe în seara aceasta că Dumnezeu dă binecuvântarea și principiul acesta rugăciunii trebuie învățat. Că rugăciunea trebuie învățată, că noi trebuie să o punem în practică și că noi trebuie să credem că Dumnezeu lucrează și ne binecuvintează. Rugăciunea este un element important în viața noastră. Noi trebuie să fim toți oameni ai rugăciunii. Gândiți-vă la faptul acesta, dacă toată biserica, 100% și copiii s-ar ruga înaintea lui Dumnezeu, ce s-ar întâmpla acolo unde se roagă copiii lui Dumnezeu? Ce s-ar întâmpla acolo când oamenii, toți cu un trup și un suflet, cer din partea lui Dumnezeu ca Dumnezeu să facă lucruri mari? Dumnezeu lucrează. Dumnezeu dă binecuvântarea prin rugăciune. Și principiul acesta al rugăciunii să ne urmărească pe fiecare în parte. Știți când începem să ne rugăm pentru copii? În momentul în care cresc așa la adolescență și încep să o ia aiurea, încep să meargă în lume, și atunci tata cu mama începe să se trezească la realitate. Nu m-am rugat destul când nu erau problemele astea. Nu m-am rugat atunci când eram liniștit, când puteam să îl educ, că împreună cu educația, împreună cu iubirea, eu trebuia să mă rog pentru ca ceea ce îi spun, el să pună în mintea lui, în inima lui, cuvintele mele. Principiul acesta pe care noi trebuie să ni-l asumăm. Apelăm la multe alte lucruri și renunțăm la rugăciune. Și rugăciunea este un element atât de important pentru viața noastră, pentru trăirea noastră cu Dumnezeu. Un alt principiu este principiul exemplului personal. Principiul exemplului personal. Și aici vorbesc părinților. Principiul exemplului personal este un lucru extraordinar. Copilul se uită la ce spunem noi între soț și soție, copilul se uită și analizează părinții mai mult decât ne gândim noi. Copilul nu se uită atât de mult la vorbele noastre, cât se uită la ce facem noi. Cum ne abordăm noi, soțiile sau soții, cum abordăm noi pe copiii ceilalți, mai mici sau mai mari, care este atitudinea noastră față de frații din biserică, care este atitudinea noastră față de ceea ce Dumnezeu ne-a încredințat, lucrurile materiale care Dumnezeu ne le-a dat. Copiii se uită la aceste lucruri și exemplul personal este unul dintre principiile care Dumnezeu ne spune în seara aceasta, că aceste lucruri noi trebuie să le punem pe tăblița inimii și să avem o viață curată în familiile noastre. Să avem cu adevărat o viață sfântă în familiile noastre, între acei patru pereți de acasă, pentru că acolo
Nu ne mai putem ascunde de soție, de soț, nu ne putem ascunde de copiii noștri, nu ne putem ascunde de părinții noștri. Și aș vrea în seara aceasta să rugăm pe Dumnezeu ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne dea putere pentru ca noi să câștigăm această generație care vine după noi, copiii noștri și nepoții noștri. E nevoie de câștigul acesta spiritual, e nevoie ca Dumnezeu să ne dea putere să înțelegem faptul acesta că, de fapt, unul dintre lucruri foarte importante este acesta: noi nu privim doar la viitorul mântuirii unui copil sau a copiilor care Dumnezeu ni-a dat. Noi privim la viitorul bisericii, pentru că ei sunt viitorul bisericii. Noi într-o zi vom pleca, dar ei sunt aceia care vor fi viitorul bisericii. Și pentru lucrul acesta noi suntem responsabili înaintea lui Dumnezeu și noi trebuie să îl rugăm pe Dumnezeu ca să ne dea principii, să ne dea principiile sănătoase, să ne dea acest principiu al iubirii, al responsabilității, al rugăciunii, al exemplului personal. Dumnezeu să ne dea puterea aceasta ca să facem lucrul acesta. Și un al treilea lucru, ce înseamnă a fi binecuvântat? Înseamnă a fi binecuvântare. A fi binecuvântare pentru alții. Pur și simplu, tu să fii o binecuvântare pentru alții. Noi de multe ori ne gândim la faptul acesta că a fi binecuvântat înseamnă să ai, dar mai mult, mai important este să fii binecuvântare pentru cei din jurul tău. Și în primul rând să fii binecuvântare pentru părinți, să fii o bucurie pentru părinți. Să fii o bucurie pentru tata, pentru mama, să fii o bucurie pentru frații tăi, să fii o bucurie pentru cei din jurul tău. Și aspectul acesta este cu adevărat o realizare spirituală. Am văzut în multe rânduri aspectul acesta că a fi binecuvântare este și o realizare spirituală. Adică pur și simplu alții să se bucure de tine. Când se vorbește despre tine, oamenii să se bucure când vorbesc despre tine. Oamenii să le facă plăcere să se vorbească despre tine. Dumnezeu să ne binecuvinteze să fim cu adevărat o binecuvântare pentru copiii noștri, să fim o binecuvântare pentru și o protecție spirituală pentru casa noastră, pentru că, în general, noi jucăm un rol important în viața celor din jurul nostru. Vreau doar să spun un lucru. Într-o dimineață mergeam la lucru, asta s-a întâmplat cu mai mult timp în urmă, într-o dimineață mergeam la lucru cu mașina și, mergând la lucru, vroiam să îi dau un telefon fratelui meu, lui Cornel, și din greșeală, pentru că conduceam, în loc să bifez pe numărul fratelui meu, am chemat numărul de acasă al tatălui meu. Încă trăia pe vremea respectivă. Și eu am crezut că el este în Italia. Da, ești în Italia? Nu, sunt acasă. Și pentru că eram cu el la telefon, am rămas, am vorbit cu el mai mult și înainte de a încheia convorbirea la telefon cu el, mi-a spus așa: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Asta a fost salutul lui. Am închis telefonata și m-am dus la lucru. În ziua respectivă a fost pasul cel mai aproape de moarte. La muncă, de când lucrez, a fost pasul cel mai aproape de moarte. Au căzut niște materiale care erau deasupra mea, erau foarte mari, din fier, și pur și simplu, în momentul respectiv, când au căzut, au trecut, mi-au șters capul doar aici, pe partea asta, a tâmplei, și s-a dus jos. Doar câțiva centimetri, dacă era un pic mai în interior, îmi venea în cap, deci nu aveam nicio șansă ca să mai scap de materialele care au căzut, câteva sute de kilograme de fier, în fine. După ce s-a întâmplat lucrul acesta, imediat mi-am adus aminte de cuvintele care el le-a spus: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Exact formula pe care noi o citim din numărul 6. Ce înseamnă a fi binecuvântare? A fi binecuvântare atât materială, dar și spirituală.
a fi binecuvântare. Și aș vrea să plecăm întotdeauna în drumul vieții, vreau ca să fiu binecuvântare, vreau ca să fiu binecuvântare. Vreau ca cei din jurul meu să se bucure, să fie principiul acesta de a fi cu adevărat binecuvântare. Haideți să îi cerem lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne binecuvinteze cu putere, să avem întotdeauna în vedere aspectul acesta. Este o luptă spirituală foarte mare. Este o luptă spirituală foarte mare. Sunt lucruri foarte importante în ceea ce privește relația pe care o avem cu copiii noștri, care o avem cu generația care vine după noi, și suntem chemați ca noi să facem această punte de legătură între generații. Și lucrul acesta se face prin binecuvântarea lui Dumnezeu. Se face prin binecuvântarea lui Dumnezeu. Această legătură pe care noi trebuie să o avem, să nu fie prăpastia aceea în care să nu se poată trece, să fie această punte de legătură. Noi ca și părinți, noi ca și tați, ca și mame, să căutăm cât ne stă în putință să fim ceea ce noi în seara aceasta am vorbit din cuvântul lui Dumnezeu, dar nu numai atât. Să căutăm întotdeauna să fim gata să facem orice pentru ca generația care vine după noi să fie o generație care Dumnezeu deja a promis că prin ei le va da Duhul Sfânt, că le va da darurile Duhului Sfânt, că Dumnezeu se va folosi de ei și Dumnezeu își va face numele de slavă cu ei și prin ei. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți, Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare în parte și numele Domnului să fie peste familiile care vor veni la binecuvântare în seara aceasta. Amen.